voastră de slugi, slugile sistemului. Slugile sistemului, asta sunteți. Doamna voastră a scris. Este fals. Nu, nu sunt Iovanoviș pentru dumneavoastră. Eu sunt doamna senator Diana Iovanoviș-Oșoacă, da? Ce ați văzut acum, doamnelor și domnilor, a fost reacția Dianei Șoșoacă, prinsă la volan cu 110 km la oră, mai mult decât dublul vitezei legale. Senatoarea cunoscută, pentru că obișnuiește să își transmită live pe Facebook fiecare mișcare, a susținut online că este persecutată politic de polițiștii care au oprit-o în trafic. Aceasta i-a jignit și i-a acuzat că au primit ordin să îi suspende permisul timp de 3 luni, cât mai e până la primele alegeri. Și presiunile pe care le aveți. Pe o perioadă de 90 de zile. 90 de zile, cât e campania electorală, nu? Nu, atât scrie în lege. Atât scrie în lege sau atât scrie acolo unde vă obligă prefectul și cu ăștia ca să mă opriți pe mine? A? Asta este ordinul pe care l-ați primit? Bine, să scriem, nu, nu vă las să scrieți pentru că trebuie să-mi spuneți. Hello, e vorba de actele mele. Este inimaginabil ce se întâmplă. Asta este campania electorală. Asta este campania electorală a lui Ciolacu. Iar Diana Șoșoacă pare să nu îi respecte deloc doar pe polițiștii de la noi din țară. Și vă propun să revedem imagini cu senatoarea oprită de oamenii legii din Italia. Față în față cu aceștia, s-a conformat imediat regulilor și nu s-a mai certat atunci cu nimeni. Să vedem. Deci o să închidem acum live-ul ăsta pentru că nu avem voie să mergem mai departe.